They stay without two players. They sell Popescu and Grimaldi, and let's see how they will fill that gap. But again, we play in front of our fans, and definitely we'll do our best to show good performance and to try to take the 3 points because we play home, and to continue with good results in this year. La analiza pe care a făcut-o, bineînțeles că au identificat și punctele mai puțin bune ale adversarului. În același timp știu că au pierdut doi jucători în această pauză, în această întrerupere. Vom vedea cum vor reuși să acopere aceste pierderi. Dar, repet, din nou jucăm în fața propriului public și bineînțeles că vom face totul, vom lupta ca să obținem cele 3 puncte și să continuăm seria bună a rezultatelor din această perioadă. Bine? Da, bună ziua, în primul rând. Ne așteaptă un meci destul de greu cu echipa Regelui, o echipă care nu arată așa cum spune clasamentul, o echipă destul de bună, dar noi suntem pregătiți 100% să dăm totul pe teren până la ultima picătură ca să luăm maximum de puncte. Ok. What special measures will you take for Ali Bek? But it depends he will play or not. You know, they have Rivaldinho also in front, who played from the starting 11 last few matches, and Ali Bek was entering from the bench, but very, very good quality player who make difference in the pitch, experience. He is even playing in national team, so this tell you enough about the strength of the Faroe, you know. So let's see. They really have good, talented players in front, and the guys who, through the ball possession, trying to explore the space and control the game. So definitely, we need to be disciplined, compact in defense through all the game, and to try to prevent that their quality in front. Vorbim despre Ali Bek, spune că în primul rând trebuie să vedem dacă va juca ca și titular, pentru că au fost meciuri în care a jucat Ronaldinho în fața titular și Ali Bek a intrat pe parcurs. Bineînțeles, este un jucător foarte bun, talentat, dar Faro are mai mulți jucători foarte buni și pe faza ofensivă, jucători tineri, și de aceea va trebui să fim atenți, să fim concentrați pe tot parcursul meciului. Trecem de la atacant, de la Ali Bek la Irobiso. Să ne spună câteva cuvinte despre pregătirea lui și când va putea să ține about Irobiso, how do you feel, how is field, how is fit, when will be ready for that? Working with the team, still not in the right level for my opinion. He didn't play for a while, and you know, that's the process I told you before. If you push the player to come before in the team, before he's ready for that one, probably you will get just injured player, you know. He working hard in training, trying to catch up with the guys, but you know, he is still not in that level where he need to be to help the team. We'll see, we hope soon as possible he will be ready there to try to help us. Spune că încă nu lucrează, se antrenează cu echipa, dar încă nu este la nivelul la care trebuie să fie și să poată să intre și să joace, și el este de principiu că decât să forțeze un jucător să intre mai repede decât atunci când nu este pregătit 100%, nu poți decât să riști o accidentare a lui. Speră cât de curând să fie apt să joace, să intre pe teren. Nic, ne-a fost spune și tu, prezența Regelui, un motiv în plus pentru tine să ai în stândă de mult și să marchezi din nou? Da, eu întotdeauna când intru pe teren îmi fac treaba în primul rând pentru echipă, iar după pentru mine. O să dau totul 100% și o să lupt până la ultima suflare pentru această echipă și pentru un oraș întreg și pentru club. Iar cum a spus Regele Hagi, pentru mine este și un exemplu, mai ales că a fost în Gaci, și o să dau totul sâmbătă ca să câștigăm. But you know, also for him, he entered a few days in training, and to be honest, from day to day, he looking better and better, you know. But he's just few days with us. We will see. We will use him direct or no. But what was positive, you know, from the day 1, 2, 3, now after
almost 7-8-10 days, he looking better and better in the trainings, what can make us happy, you know, and let's hope he will be the guy who will help the team to win more points and have a better result in the future. Give us very good news. Pentru mine am întrebare. Mine nu ți-e doar de loturile naționale? Ba da, într-adevăr sunt, să zic așa, puțin necăjit că nu am primit nicio convocare, dar cum am spus mereu, o să-mi fac treaba și o să vadă cine trebuie, că trebuie să fiu acolo și sincer mi-e dor și pe cel mai frumos lucru să joci pentru echipa națională. Mihnea, o ultimă întrebare. Următorul gol, cui îl dedici? Sincer, următorul gol mamei mele, că ea, să zic așa, ea am dedicat tatălui meu și întregii familiei, dar în primul rând să dedic golul mamei mele și orașului și să fac clubul să fie fericit după cele 3 puncte în care sperăm că să câștigăm. Sincer, nu am tatuaj în primul rând cu Dumnezeu, că a fost mâna Lui în tot și cu familia mea, atât. Nu îmi fac prostii și mai ales despre fotbal.